Gara de Nord a fost inaugurată de regele Carol I în septembrie 1872, dar puțină lume știe că arăta altfel și avea o încăpere cu totul specială. În vremea monarhiei, regii României ieșeau direct din salon și urcau în trenul regal, pentru că aici era punctul zero al Gării de Nord și peronul 1. Sala de așteptare luxoasă avea candelabre de cristal, un spectaculos savan din marmură, plafoniere de iluminat aduse de la Paris, oglinzi de cristal, un salon de protocol cum nimeni nu ar fi bănuit că poate exista în țara noastră. Imediat după îndepărtarea de pe tron a regiului Mihai în 1947, acest salon a devenit locul cel mai ascuns din Gara de Nord. A fost construit pe vremea regiului Carol I pentru vizita împăratului austro-ungar Franz Josef din 1896. De-a lungul istoriei au trecut pe aici toți cei patru regi ai României. Împăratul Franz Iosef a trecut de două ori prin acest salon regal, fotografiat chiar înainte să sosească. În 1914 a fost depus aici sicriul drapat în negru al regelui Carol I, în drum spre necropola de la Curtea de Argeș. În 1928, regele copil a inaugurat aici prima locomotivă cu aburi din România, construită la uzinele Malaxa. Se pare că ultima oară regele Mihai a intrat în acest salon în ziua de 21 decembrie 1947, când s-a întors de la Londra, de la nunta reginei Elisabeta a doua a Marii Britanii. Și comuniștii au folosit salonul oficial mai în secret, dar apoi doar anumite persoane au mai putut intra aici. Călătorii din Orient Express, în fiecare an când ajung în România și în Gara de Nord, intră prin salonul regal. În 2013, salonul a fost deschis pentru Majestatea sa Margareta și Principele Radu și tot atunci a fost așezată o plăcuță care vorbește despre însemnătatea locului. Noutatea va fi în cadrul acestui mare program de modernizare că acest salon regal ne dorim să fie deschis publicului. Salonul regal a mai fost refăcut în 1921, iar de atunci s-au mai făcut reparații doar când s-a stricat câte ceva.